Intrarea fermierilor în asociații începe să fie un fenomen pe scară largă. Este o realitate plină de speranțe pentru viitorul celor care trăiesc din agricultură. Numai prin aceste entități organizaționale pot obține atât profituri mari, cât și punerea în practică a planurilor de investiții. În acest context, cooperativa Nădlăcan din județul Arad a implementat un proiect prin care fermierii din asociație au reușit să cumpere utilaje noi în cooperativă, majoritatea sunt minoritatea slovacă, dar avem maghiari, avem români, avem nemți printre noi, toți de foarte mulți ani în, în, cetățeni români, de fapt, asta vreau să subliniez. Galurile pentru noi sunt extrem de importante, fiindcă prin galuri putem fermierii mici și fermierii mijlocii pot să-și asigure mai ușor finanțarea. Chiar și eu personal am un proiect în 2020 aprobat prin gal, galul Lunca Mureșului. Acel proiect a reprezentat pentru pentru mine o bună oportunitate de a-mi înnoi utilajul din fermă. Discutăm de un proiect relativ mic, dar important, de 178.000 de euro, unde am achiziționat un tractor, o semănătoare și un disc. Aceste galuri, din păcate, din punctul meu de vedere, sunt subfinanțate. Adică, dacă chiar la nivel declarativ, conducerea țării spune că aceste galuri sunt importante, ar trebui să demonstreze acest lucru financiar și să aloce resurse financiare mai majore către aceste galuri, deoarece ele sunt acea instituție intermediară dintre fermierii mici, chiar medii, și fondurile europene. Firmele mari, cum de exemplu este Cooperativa, absorbe proiecte mai mari care ajută pe toți la comun. Dar când discutăm de fermierii mici, această șansă și această colaborare este extrem de importantă pentru a rămâne în piață. Dacă România își dorește să aibă fermieri mici, fermieri funcționali și fermieri care păstrează uh, produse de calitate și tradiționale și peste 10 ani de zile, avem nevoie de aceste proiecte mici.